Bună dimineața, băieți, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Suntem în parcare la Mec. Mâncăm puternic cu Dănuțul și ne pregătim să plecăm. La ne pregătim Ștefan. Să plecăm la o filmare puternică cu Petre Ștefan, că trebuie să ne dăm pe bike-uri și ne întâlnim și cu Kawasaki și cu Moisescu. Long story short, mă sună Kawasaki, munceam, editam vlogurile pentru voi, pe care le-ați văzut deja. Și mă zic că Kawasaki, bă, ai treabă de seară? Bă, nu știu, de ce, pe la ce oră? Pe la 11:01 așa, de ce? A, că m-a sunat Armin ca să ne vedem, să mergem la o filmare cu Petre Ștefan cu astea. Bă, bine, hai că îl sun pe Dănuțu și vedem. Și l-am sunat și pe Dănuțu, aparent e și el aici. Ne vedem cum și eu mâine am liceu de dimineață, dar asta e. Și o muncă. Și Andor mi-a zis să pornesc camera pentru motivul lui... Pentru motivul că este idiot. Da. Deci eu e idiot, vă uitați și voi. Și Andor n-a zis că a spălat mașina. I-am făcut, nu se vede chiar pe cameră. Pune spre oglindă așa, gen, lasă așa ușor. Să vă picurei. Să vă picurei. Pentru că am lăsat geamul jos. Ne-am întâlnit cu Focă și cu Crețul la Brâncoveanu. La Brâncoveanu. Și prostul deschide geamul blană, nici ne-a întrebat, băi, ești pe la mașina? Nu, a deschis geamul blană și țipă după Focă. Bam, 4K. Mamă, mi-a dat flex să moară aia dacă nu. Mamă, direct. Poliția locală. Bă, ce faci, mă, cu muge? Păi încurge nasul, vere, e frig afară. Bă, cum e atât de frig, gen? Coate, se spune coate. Nu vreau să zic coate, e dubios. Nu, pentru că o să-mi intre în reflex să zic așa și după aia mâine o să nu la liceu și zic ce faci, scoate. Și gen, o să fie prost, nu? Bă, gen, noi am venit aici, practic, ca să filmăm muzică. Să filmăm muzica, filmăm sunetele din muzică. Ne dăm pe muzică. Ne dăm pe manele. Cum făcea gheara, edit, pe manele. Nu ți-a murit bateria, mie moare bateria. Pentru că erai tu foarte, foarte prost. Fii atent, bă, filmează-l, că este un superstar acolo. Băi, eu cred că aici s-a adunat grupul, n-o să mai găsești altul ca mine. Pentru că n-am baterie, la GoPro moare bateria, dar la GoPro, dacă mai vine pre... Dacă mai vine cameramanul, vădă cu trepiedul în cap, păzea. Moisescu vrea să fie bătut aici. Mamă. Cum se numește un iet cu trei picioare? Trepied? Wow, hai să râdem. Suflate aici. Hai, chestia mai interesantă că cu ăștia doi Ryoki. Ryoki e deloc. Zi salut la vlogul meu. Salut la vlogul meu. Nu la vlogul tău, la al meu. Salut la vlogul meu. Direct, ai zis fazante, am închis, gata, n-ai ce să mai zici. Bă, dar lasă-mă, dracu, dau bicicleta în tine, dă-te așa. Nu poți să te aumpă cordura așa. Revenim când ne mai dăm, cică. Bă, deci... Dă-i backflip pe plat. Bine. Atenție, copii, dă Moisescu backflip pe plat. Să mor tu. Bă, dar nu pe bicicleta. Nu, coi, că nu dau backflip pe plat. Și atunci... Voiam să fac suspans. Dă-i unu. Dar încoace, ca să fii. Dă-i. Băi, a luat track pe flet. Băi, nenorocit. A fost primul track pe flet în viața mea. Nu pot să cred așa ceva. În viața mea trec. Nu pot să cred așa ceva. În viața mea track pe flet. Nu pot să cred. A dat track pe strai și prost. Cine a dat în viața mea așa ceva? Bă, eu am căzut... Bă, eu sunt prea bun, bă. Bă, eu am căzut la bar pe plama, la Tibi, mă, și stat de track pe plat. Bă, eu sunt prea bun. Stai-ți vă șterg la ochi. Eu sunt prea bun, follow pe Instagram, David Moisescu, bară jos. Bară jos, de ce mai 25? Că era complicat pentru că pusesem un punct înainte de 25 și era foarte greu să-ți verbalizezi numele. David Moisescu, punct 25. Gen, mai ales dacă ți-l ziceam la telefon, nu înțelegeai nimic. Zi-mă de el. Așa, bară jos e mai înțeleg. Băiatul ăla are benzină. Ești. Sunt prea bun. Ești bun. Bă, pentru că asta înseamnă, frate. A zis Moise să-i dau drumul la vlog, că se simte că la înviere. Bă, da, mă, simt că la înviere, gen. A venit Tănuțul să ia lumină. Mă simt că la înviere. Cum era? Cum se cânta, gen? Că Hristos a înviat din morți. S-ai cântat la microfon. Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând. Cu celor din morminte. Cum era, mă? Cum era? Uita-te. Cum era, mă? Bă, nu mai știu, mai era un vers. Bă, lasă asta. Voi vedeți că el a rămas singur acolo? Aaa, era belea. Hai, hai să-l luăm. Și ne ducem acasă cu el, mergem la tine și bem. Da. De pedalul, de pedalul. Bravo, te treacă cum faci. Unde e fum, e și putere. Suntem în mama aia. Asta e ăla, cu zi mea, o, cazinou.
Suntem la casinul la Constangeles, băieți. Așteptăm să filmăm. Intrăm și noi în Gravity acum imediat, dăm un flare. În 10 minute mergem în Gravity, că deschide. Bomb has been planted aici și ala. Ți-ai văzut acum pășatul, că aruncă cameră, că bomba. Ce faci, Danuțule? Altul cam nu se mai găsești noi patru. Ia uite. Prima oară cu BMX-ul, băieți, pentru Petre Ștefan. Nu învățăm să se plimbe. Fii atent, ține-te după mine. Vezi că n-ai frâne. Că n-am frâne la nimica. Mamă, dați-vă așa. Bă, dar ne frâne, bă. Poate că ai fi tipul ăla. Să plecăm încă începutul. Mamă, să alerg, uita de picioare, ești prost. Mamă, stai așa. Piciorul jos, ca să nu cazi. Ține-te după mine. Păi nu pot să alerg, am piciorul rupt. Ține-te după mine. Ia-ți piciorul mână și ține-te după mine. Ia-ți piciorul mână și ține-te după mine. Salut, Petre Ștefan, stai. Ține-te după mine, dacă. Cum? Manulat. Ia acum, e stai de celălalt. Deci ai pană pe spate. Ține-te după mine. Ține-te după mine. Salut, Petre Ștefan. Ține-te după mine dacă vrei să faci interviu. Hai, hai să facem interviu. Ce faci? Hai că s-a făcut și vlogul, dacă e. Prin iarbă, prin toate cele. Bun. Bun. Bă, Petre Ștefan. Ține-te, mă, după mine. Hai de când trebuie un gage după el. Petrica. Hai ceva materiale de anunțat? Da. Ce? Date! Trebuie să scot acum melodia aia. Vine acasă, am totul gata. Pe ce dată? Fata. Trebuie să prind acum acolo. 21 de zile? Na, nu știu, e greu. Album când? Nu pune weekend. Ah, bine, exact. Băi, l-am făcut pe plimbare. Hai că am făcut și cardio mașini, că îl zici, ești prost. Da, mă, na. Hai, hai, te-ai gândit după el. Ia mă și pe mine pura aia de spate. Ce faceți de pe spatele meu? Pe bicicleta mea. La ce bicicletă e asta? Mountain Rus. Și filmează pe asta cum plec. Ia uite. Te din o comandă. Nice. Ți-ai luat hanoracul? Bă, dar dă-te pipa ca micuțule. Nicle, dă-i și tu hanoracul la băiat. Ce aveți? 3, 2, 1? Nicle, care e Nicle? Aici, care mă ții, bă? Ți-a plecat doamnele și domnilor, dar și pune frână. Urție, dă-te că vine loc. Bă, n-am fost un urmic frână. Bă, nu poți să faci. Ce zici, mă, frumosule? Uite, eu l-am învățat să dai. Știu de la cine învățam mă să te dai? Eu de la tine. Asta zic. Cum a fost? Foarte tare, foarte tare. Era să am rugit-o. Te făceai trotineta. Arunca și încă. 1, 2, 3! Tony Cook! Păi ne plimbam și noi liniștiți pe aici prin iarbă, pe câmp. Și mergem liniștiți. Stai bosule, stai bosule că nu te văd bine, așa. Zi gata, acum. Mai bine. Să ne plimbăm și cu drona asta puternică. Piu! De data trecută când am dat backflip peste ea, mi-a trecut prin pe sub față. Cap. Pe sub cap când dădeam backflip. Băieți, cam acesta a fost vlogul, este 2:44 dimineața. Împreună cu Kawasaki aici și cu Dănuțu. Și mâine merg la liceu la 7. Și mâine merg la muncă. Și eu la fel la muncă. Și la 1 suntem la sală cu Focă și Dănuțu. Murim.
o să leșinăm, o să fim leșinați mâine. Cam acesta a fost vlogul cu Pietre Ștefan, în care îl învățăm să dea pe BMX. Bine, semi-învățat să se dea pe BMX, dar pare nici ce să le dice roată față și astea. Dar poate într-un vlog viitor o să vină în skatepark și îl învățăm pe bune. Sau poate altcineva. Dați voi idei în comentarii și scrieți pe cine vreți să mai facem un vlog ăsta și ne chinuim. Le dau un indiciu. Eu am vorbit cu Vlad Munteanu, dar e cam arogant un pic, nu vrea să răspundă. Vedem ce și cum rezolvăm. Dați-le follow pe Instagram la băieți, Dănuțuș Kawasaki, la Șandor Ionuț. Like, share, subscribe, vă urăm o seară bună și noi ne ducem acasă să ne culcăm și ne vedem în clipurile, vlogurile, challenge-urile, care vă rogurile și data viitoare și ce mai vreți voi și nu mai văd că e târziu. Noapte bună, pa!